Orice localnic sau turist care a vizitat centrul Sibiului știe că de mulți porumbei și alte păsări enervante zboară pe lângă capul lor. Mereu m-am întrebat cum au ajuns păsările astea demonice în Sibiu. Porumbeii sunt bine adaptați orașelor și din cauza la lipsa predatorilor și resursele abundente, ei și-au extins populațiile împreună cu oamenii, inclusiv Sibiu. Piața Mare, care este centrul fix al Sibiului, este un câmp de piatră. În fiecare zi, de dimineață până seara, sunt măcar 10 oameni deodată care hrănesc porumbei nerăbdători. Porumbeii coboară de pe primărie, care e locul de odihnă, și zboară în grupuri, făcând un spectacol. Mulți dintre ei sunt enervanți, dar Sibiu nu ar fi la fel fără ei.